Idilă politică între fostul și actualul lider al liberalilor, Cună Bădăi. După ce ieri Danilie Morega îl ataca în termeni duri pe Dian Popescu, azi lucrurile par a se fi liniștit. Ieri Morega lansa mai multe acuzații la adresa președintelui PNL Gorș în cadrul unei conferințe de presă. PNL-ul va cunoaște un regres, un număr redus de primari, de viceprimari, de consilieri locali. Ceea ce va însemna și începutul sfârșitului omului care se duce pe la Meriot și pe la magazinele etnobotanice, tremurice. Astăzi lucrurile par să fi intrat pe făgașul cel bun. Dian Popescu pare bulversat, mai ales că în această dimineață cei doi și-au băut cafeaua împreună. Sincer să fiu, n-am ce să comentez, că astăzi de dimineață am stat de vorbă împreună, am băut cafeaua împreună. Nu știu cum să le comentez, dacă dumneavoastră îmi spuneți cum aș putea să le comentez, le-aș comenta. Dian Popescu spune că în acest moment nu există negocieri de revenire în PNL a deputatului independent Danilie Morega. Come, my little, you are afraid of yourself. Return to my yard.